Bună seara și bine v-am găsit la A Patra Putere, la TV Buzău. Facem anumite previziuni pentru anul 2015 din punct de vedere politic, raportându-ne la anul ce tocmai s-a încheiat. De aceea îl avem în studio pe președintele Asociației Pro-Democrația Buzău, domnul Horace Angherescu. Bine ați venit pentru prima dată în 2015, domnul Angherescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și vă urez la mulți ani atât dumneavoastră cât și invitațiilor și telespectatorilor dumneavoastră. Păi și invitațiilor și dumneavoastră. Bun. Domnul Angherescu, evident că vom vorbi și de anul 2014. Am avut emisiuni periodice anul trecut în care am analizat fiecare eveniment politic important. Însă aș dori și v-aș provoca la o discuție legată de omul politic al anului din punct de vedere pozitiv sau bila albă pentru un om politic al anului trecut și bila neagră oricum. Aici nu trebuie să fii un mare specialist. Către cine se îndreaptă o bilă neagră ca și om politic la nivel de județ, evident. Da. Începem cu bilele albe sau... Cu ce vreți dumneavoastră? Mă gândeam la Robert Tucescu, bilă albă, bilă neagră, mă gândeam la Elena Udrea și oare da. Ce trăznaie spusese președintele Danemarcei, nu parcă? Da, 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 președintele Danemarcei. Da. Bile albe, începem așa mai... Din punct de vedere politic local? Local, da. Buzoian? Domnule, să știți că mi-e foarte greu. L-aș nominaliza pe domnul Cristi Băgiu la Bila Albă. Da, stați așa că m-ați băgat într-o mică ceață, așa. Pentru că a fost un politician foarte inspirat, să știți. Dânsul a trecut de la PNL la PSD, după care a avut o mică problemă cu DNA-ul. Ce să vă spun, PNL-ul se pregătește să intre la guvernare, PSD-ul se pregătește să iasă de la guvernare, deci ar fi omul politic al anului 2014. Ca bila albă. Ca bila albă. Da, super. Și atunci bila neagră, cui o dăm? Cui dăm bila neagră? Să trebuie dăm bila neagră, zău, da. Așa, adică stăteam și mă gândeam, m-a surprins cu întrebarea asta, acum revenind la un discurs serios. Nu prea aș avea cui să dau bilă albă și bilă neagră, sincer. Păi, deci nu, și, asta este o, și asta este o problemă, da, pentru clasa politică buzeană. Din punct de vedere politic, la nivel local, la nivel de județ Buzău, sincer să fiu, toți cred că ar merita bile negre. Bile albe ar trebui să primească cei care au avut succese din punct de vedere politic pe parcursul anului 2014. Aș raporta aceste evaluări la alegerile prezidențiale, care au fost un scrutin absolut serios, și la rezultatele pe care partidele politice reprezentate la nivel județean le-au avut. Nu aș raporta această evaluare la alegerile europarlamentare, deoarece nici n-am avut candidați și când spun că n-am avut candidați nu vreau să-l descurajez pe domnul Bădulescu, dar mă refer la un candidat eligibil. Ca să zic așa, în așa fel încât organizația județeană care îl sprijină să poată să-și dovedească eficiența și eficacitatea. Oricum n-am avut campanie la europarlamentare. Păi, din cauza asta nici da. Nu pot să evaluez, da? Cele două scrutinuri, acum discutând absolut tehnic, ar fi trebuit să ne ducă în situația de a putea acorda calificative, pentru că bilele albe și negre reprezintă de fapt niște calificative, da? Da? Corect. La europarlamentare a fost o încălzire pentru prezidențiale, dar la prezidențiale, din punctul meu de vedere, toate organizațiile județene au avut de suferit, au avut insucces, ca să zic așa. Bun, chiar și liderul PSD Buzău, Constantin Boșcodeală, primar al municipiului, a avut la un moment dat un plus prin aducerea mai multor primari, prin alipirea lui Cristi Băgiu de PSD,
Păi dar lucrul acesta... V-am zis de aia Cristi Bugiu, da? Merită. E singurul care merită o bilă albă. Pe de o parte, Cristi Bugiu a întâmpinat acest cadou de Moș Nicolae, de la DNA. Pe de altă parte, Constantin... Nu de la DNA, domne, de la colegul domniei sale de Consiliul Județean, nu? Dânsul i-a dat cadou, da, nu DNA-ul. Deci domnul Cojocea, da. Domnul Cojocea. A apărut și pe acolo DNA-ul, de asta zic... Adică i s-a părut ceva în regulă DNA-ului sau celor de la DNA, s-a părut ceva în regulă, că nu era, n-avea factură, mi se pare, cadoul ăsta. Da, probabil că da. Așa. Și, sau avea factură, dar erau fictive, să ne înțelegem mai bine, pe strategia de dezvoltare pe următorii 15 ani, mă rog, câți erau acolo sau cât sunt. Dar primarul Constantin Boș, liderul PSD, s-a bucurat de o armată, în ghilimele, numeric vorbind, de primari, dar rezultatul de la prezidențiale, ce drept, nu a fost unul foarte bun pe județul Buzău. Domnule, rezultatul de la prezidențiale, în general, rezultatul PSD-ului a fost unul slab, slab sub așteptări. Da? Chiar dacă la Buzău PSD-ul a câștigat ambele tururi de scrutin de la prezidențiale, da? Totuși, rezultatele pe care le-au obținut au fost sub așteptări. Asta nu înseamnă că organizația PNL și organizația PDL sau noul PNL sau susținătorii lui Iohannis, ca să zic așa, au reportat vreun succes datorită muncii lor și campaniei făcute de către domniile lor pe teritoriul județului Buzău. Nu, a fost mesajul lui Iohannis, campania pe internet și alte aspecte pe care le-am mai discutat la dumneavoastră în emisiune, care au dus la acest rezultat obținut de către Klaus Iohannis. Bun, dar nu zice nimic de domnul Preda că a avansat de la simplu membru al PDL, a devenit copreședinte pe final de... Vreți neapărat să-i dăm o bilă? Băi, dăm, domnule, și lui domnul Preda. Zic și eu așa, adică, domnule, a avansat la nivel da, politic. Domne, îi dăm și deci după domnul... demisii, răzgândiri și răzgândaci și așa mai departe, îi dăm și a revenit în fruntea unei formațiuni politice. Domnule, îi dăm și lui... Până atunci nu era. Îi dăm și lui domnul Preda o bilă. Bun, deci dacă îi dăm domnului Preda o bilă, domnul Anghelescu, sunt convins că îi dăm și domnului Scutaru o bilă, pentru că din lider de filială județeană a ajuns Dita mai consilierul prezidențial. Domnule, să ne pe probleme de apărare, domnule. Să ne înțelegem, domnul Preda și domnul Scutaru au bile albe personale. Deci eu am înțeles de la dumneavoastră că mă întrebați cine are bila albă din punct de vedere al rezultatelor politice vis-a-vis de munca și rezultatele muncii în organizațiile politice din care fac parte, pe care le conduc, le coordonez și așa. Nu, dar eu mă gândesc că... Nu ăsta a fost sensul întrebării? Ba da, dar nu e și în interesul cetățeanului, că până la urmă, uite, ne reprezintă domnul Scutaru la nivel de președinție, în interesul cetățeanului, domnule. Lucra nu? Domnul Băgiu cu domnul Cojocea, cu alți domni pe acolo. Deci tot în interesul cetățeanului lucrează, domnule. Lucrau, pardon. La strategie, da. Astăzi așa? La strategie, am înțeles că la continuarea strategiei lucrează domnul Romanescu, domnul Neagu și alții, nu? Da. Nu știu, au apărut facturile de dezăpezire sau... Zice-se că nu s-au eliberat. Deci drumarii n-au primit încă bani. Fac calcule. Și-au făcut contestație. N-au avut timp după... Contestație au făcut că n-au primit bani, că cod a fost, domne. Că n-au primit bani? Nici nu au emis facturile, domnul Anghelescu, din câte înțeleg. Adică ei mai fac calcule acum. N-au timp să... Nu m-ați înțeles. Vă rog. Dom'le, efectul este la portofel, după cum ați sezizat, da? Deci, au primit bani sau n-au primit bani? N-au primit bani. N-au primit bani, mă așteptam să facă o contestație. Că n-au primit bani, nu? A, să facă din punctul de vedere, da. Sigur. N-au contestație. Dar nu e timpul trecut să fac contestație. Da. Și bun, am înțeles. Deci îi dăm și domnului Scutaru. Îi dăm și domnului Scutaru. Cine mai rămas? Domnul Scutaru a trecut de la o poziție de președinte, cum să zice, știți că e melodia aceea, iubitul meu risipitor, e președinte, nu jucător, că jucător a fost Traian Băsescu, președinte călător, știți? Domnul Scutaru a fost președintele organizației PNL, călător mult timp. E,
Astăzi s-a retras. Am crezut că ziceți, s-a apropo retras. De melodie, că e iubitul meu risipitor care cheltuie amor. Care nu, domnul nu, Scutaru, nu vreau să nu vreau să intru în intimitatea versurilor Loredane, nu. Ideea este în felul următor. Deci domnul Scutaru a trecut de la calitatea de președinte călător, da, la consilier pe apărare. Cred că domnul Klaus Iohannis este foarte încântat și sper să aibă o prestație foarte bună și să primească bile albe în continuare. Da, ați văzut că... Dar pentru dânsul, adică organizația PNL Buzău n-a câștigat nimic. Dar prin... N-a câștigat nimic nici pe întrecerea domnului Scutaru de la Buzău la Cotroceni, da? Nici prin voturile obținute de la concetățenii noștri buzoieni în alegerile prezidențiale, deci organizația n-a câștigat nimic, deci nu... Bun, din ecuația asta a plecării... De domnul George... Preda nu vreau să mă gândesc doar la numărul de primar pe care îi are, nu? Care îi mai are, dacă îi mai are. Păi mai are primari? PDL-ul? 6 sau 7. PDL-ul. A, PDL-ul? Păi domnul 2. Preda, domnul 2. Preda. Are 2? 2, 2, 2. E bine, înseamnă că... Două rândonici, două mari și două mici, vorba... așa cum era replica într-un film celebru. Da, bun, am înțeles. Deci, haideți să, pe cine mai albim cu bile? Sau, aceștia sunt cei mai vocali, mă rog, sau vizibili. Eu aș da numai bile negre. Acum, serios vorbind, nu. Bile albe, personal, doar așa. Da. E clar că cap-coadă avem bile negre. Din multe puncte de vedere. Nu știu, poate la un EPR. Așa. Să dăm vreo bilă roz. A cine? La Nicolicea și celălalt și senatorul Popa? Da, nu știu, mă gândesc așa, au doi parlamentari, un EPR, sincer să fiu, n-am auzit nimic. nimic, adică... Păi, domnul Popa s-a remarcat cel mai mult prin acel scandal că ar fi agresat un polițist. Pe de altă parte... Și polițistul ar primi o bilă albă, nu? Că a avut curajul să-l reclame, probabil. Dar în rest, nu știu, de inițiative a mai avut niște încercări, dar tot așa au ajuns aceste încercări în tabloide. Știți cine ar putea să primească o bilă? În sfârșit. Domnul Erlan Cocei, domnule. Erlan Cocei, da. Nu? Dar spuneți-mi de ce, că eu știu bilă, din punctul nu. Meu de vedere de ce ar merita. Păi nu știu, dar ar putea dar, să... Dar mai întâi, domnul Anghelescu, trebuie să și precizăm cine este domnul Erlan Cocei. Păi domnul Erlan Cocei este un parlamentar de Buzău. De Buzău, dacă, așa, da, ca să știe lumea, Buzău, că dacă... sunt convins că din 10, 9 jumate nu știu. Da, ce să vă zic, mă gândeam la... Adică de ce ar merita? Pentru că există. Pentru că încă... Pentru că există, e parlamentar. Păi atunci să-i dăm și doamnei Doina Tudor. Dom'le, doamna Doina Tudor, să știți că... Tot parlamentar este, să știți, dragi. Din punctul meu de vedere, este singurul parlamentar din zona PNL care își organizează o echipă, își plătește o echipă care face ceva în teren, în teritoriu și așa mai departe. În rest, nu prea am auzit. Dar în Buzău ce a făcut? Păi cum ce a făcut? L-a susținut pe domnul Băgiu, nu? Susținut pe domnul Băgiu să fie președinte Consiliului Județean, pe domnul Romanescu să fie vicepreședinte, pe domnul Scutaru să fie președinte de organizație, nu i-a susținut și doamna Tudor? Da, deci n-a fost invers. Să fie susținută să vină la Buzău pe liste. Dumnezeu, asta mai discutăm de anul 2014, da, dacă vreți să scormonim în istorie, cine știe ce găsim? Domnul Băgiu tot da, în 2014, 2012 a fost... Dom'le, dacă discutăm de 2014, doamna Tudor i-a susținut pe acești domni și proiectele dânșilor. În corp, știți, da. Proiectul cu domnul Cojocea, proiectul cu domnul... Da. Victor Mocanu.
Da, Victor Mocanu ar trebui să primească și dânsul o bilă. Acum, nu știu ce să vă zic, am auzit că o să dea drumul la maternitate. E un proiect al domnului Mocanu, continuat de domnul... Cred că ați auzit o declarație, domnul Angelescu. Deci, domnule, proiectul domnului Mocanu, continuat de domnul Băgiu și acum de domnul Neagu, nu? Da, și de domnul Boșcodeală, înțeleg. Și de domnul, da, domnul Boșcodeală nu prea are, domnule, asta e... A dat o declarație, domnul Boșcodeală, că două luni, trei luni e posibil domnule, să... Domnul Boșcodeală a dat declarație politică. Da. Eu discut despre acești domni administrativ. Administrativ și în curtea căreia se află maternitatea. Maternitatea este un proiect administrativ, din punctul meu de vedere. Putem să-i dăm și o conotație politică, dar... Nu știu dacă ar avantaja, nu știu dacă putem să dăm vreo bilă. Domnul Anghelescu, dacă întrebat fiind atunci când a preluat interimar sau de ocazie, ocazional, șefia Consiliului Județean, domnul Neagu, răspunde la această întrebare și anume, domnule, care sunt prioritățile pentru 2014, bugetul pe 2014, oricum bugetul este, oricum ăla se creionează, se face. Nu e bugetul pe 2015. 2015, da, așa, și întrebat fiind de maternitate... Păi o să continuăm demersurile. Dumneavoastră ce credeți? Că o să avem maternitate așa cât de curând? Dom'le, eu cred că o să facă rost de bani și o să mai investească vreo câteva milioane de euro. Nu știu dacă, nu știu când vom avea maternitate funcțională. Am mari rezerve, sincer. Unu și doi, am mari rezerve vis-a-vis de funcționarea corectă a sistemului medical în județul Buzău. Nu știu dacă v-ați uitat zilele trecute pe posturile centrale, e o nenorocire, e o jale. La ce, la Buzău mai... Păi nu, vorbeam... mă referam la posturile centrale vis-a-vis de situația de la Buzău. Da. Înțelegeți? Adică de lipsa cronică de cadre medicale, lucruri care de medici, lucruri de care au fost spuse și răspuse, deci, și pe plan local de toată lumea. E îngrozitor. Eu constat că, din punct de vedere politic, suntem la jumătatea mandatului. De la alegerile locale, da? De fapt am trecut de jumătate. Trecut de jumătate, da. Și nu văd niciun fel de rezultat, nu văd niciun fel de proiecție, nu văd absolut nimic pentru rezolvarea acestei probleme grave cu care se confruntă tot județul Buzău. Noi putem să dezăpezim cu un cost uriaș, cu cel mai mare cost din Europa. În Buzău, deci Buzău e polul, e ochiul dragonului, știți cum se zice, știți? Eu înțeleg că trebuie să se cheltuie milioane de euro. Înțeleg că unii iau lucrări după care nu le fac ei și angajează sub antreprenori și așa mai departe, da? Și de până... Deci le dau în subantrepriză până în creditare directă. Deci e ca și cum autoritatea contractantă dă niște bani direct la un terț până în creditare directă. Adică e foarte, foarte complicat. Da? Deci înțeleg chestiile astea, dar cu sistemul de sănătate ce facem, domne? Deci acolo e îngrozitor. E... Și câte nu mai sunt? Și câte semnale sunt? Adică negative, din păcate, domne, din sistemul semnale... ăsta? Situații, urgențe și lipsa oricărui proiect. Domne, nu există o viziune. Domne, nu există un personaj politic dintre toți cei care au primit bilă în seara asta, ca să zic așa, care să vină și în afară de gargar, în afară de frecat menta și bătut câmpii, să vină să spună, domne, uite, eu îmi tai venele, eu dacă nu rezolv problema asta, nu că plec. Domne, dar vin cu casa, cu masa, cu mașina, cu conturile, cu mai știu eu ce, luați-mi-le, că am greșit, răspund pentru ele. Nu, toată lumea are o frecție unitară, ca să zic așa. Da. Înțelegeți? Deci asta e o problemă nu îngrijorătoare, o problemă de o gravitate extremă. Din păcate, nici eu n-aș putea să identific, mă gândeam la anii anteriori, numai 2014, foarte apropiat, să zicem, de noi. În afară de baletul acela al liberalilor, că, domne, am redeschis spitalele în județ, dar în regim privat, public-privat, da? Care, de fapt, sunt toate private, alea după Valea Buzăului,
Eu n-am văzut o implicare la nivel politic. Au fost niște avioane ale fostului președinte Cristi Buciu cu elicopter pe la Buzău, Smurd, cu anvelopare și așa mai departe pe la UPP, înțeleg pe acolo, că de la elicopter dar... îl iei cu un milion și îl faci în acte de 1,5 milioane, da? Înțeleg că anveloparea în loc de 500.000 o faci de 800.000, da? Da, s-o facă. Dar, domnule, e un sistem care nu funcționează. Mor oameni, domnule, nu sunt asistente, domnule, nu sunt infirmiere, nu sunt medici, domnule, să asigure gărzile, să... Duceți-vă la spitalul de boli infecțioase pe Glașe, n-au medici, domnule, să asigure 24 din 24, duceți-vă la UPUS. Doamne ferește să ajungeți pe acolo în calitate de pacient. Da. De bolnav, înțelegeți? Despre asta vorbim. Ei toți cu burțile mari să duc pe afară și își fac injecții, își fac tot felul de chestii, știți? Și deci, mai dau și de medici buzoieni. Victor Mocanu s-a operat de fiere, mi se pare, la București. Nu s-a operat la Buzău, domne. Într-un sistem pe care l-a păstorit timp de 8 ani de zile. 8 da. Ani de zile, domne. Da? Cristi Bâgiu se ducea până Austria, nu știu pe unde, să-și îngrijească sănătatea. Păi, domne, cum e posibil așa ceva? Nu? Da. Bun, înainte de a lua pauza de publicitate, mai avem pe cineva pe listă, deputatul Ghiveciu, președinte executiv PSD. Domne, i-aș da o bilă și domnului Ghiveciu, să știți. Domnul Ghiveciu a reușit să, prin trecerea PNL-ului la a PNL-ului, a unei părți din PNL, da? A majorității, a domnului Bâgiu și a primarilor, ca pe colegiul 5, mi se pare, de Camera Deputaților, să aibă și primar la pogoanele. Primarul în momentul de față e tot PSD. Din câte am înțeles, vor fi niște proiecte care se vor derula pe zona pogoanele, pe zona Colegiului 5, în special cu fonduri europene. Din câte am, din informațiile pe care am, din câte am sezizat, încă n-am sezizat, va exista o colaborare cu ministrul Teodorovici. Teodorovici, da. Da, și aici am atins și... Încă unul. Încă un parlamentar care... Tot așa, pe surse, din informațiile pe care le deținem, ar fi primit sarcină de partid să crească gradul de absorpție a fondurilor europene, bine, la nivel național, evident, dar și cu conotații județene, ca să zic așa. Bun, ne amintim și de domnul Marcel Ciolacu, tot deputat. Domnul Marcel Ciolacu a avut o evoluție spectaculoasă în plan personal. Adică a trecut de la un colegiu pe care l-a câștigat în fanfar în 2012 la poziția de consilier personal al premierului Victor Ponta. Acum și de secretar al Camerei Deputaților. Acum, sincer să fiu, din punct de vedere politic local, în ultima vreme nu prea am sezizat mari succese pe colegiul domniei sale, da? Ca să nu mai vorbim de organizația municipală Buzău a PSD, al cărui președinte este, dacă mă înșel, da. Da? Deci și domnia sa se înscrie în aceeași notă în care se înscrie tot PSD-ul, cu rezultate sub așteptări la alegerile prezidențiale de anul trecut. Adi Mocanu. Domnule, am înțeles că pe colegiul dânsului a avut... Cu cel mai mare scor? Da, adică cred că împreună cu Marian Ghiveciu au fost parlamentare cu cel mai bun scor la alegerile prezidențiale. Asta înseamnă că din punct de vedere politic și-au cam făcut treaba. Dar din punct de vedere administrativ, domnul Adrian Mocanu, sincer, nu știu, n-am auzit de niște realizări pe colegiul respectiv, măcar.
Da. Bun. După o scurtă pauză de publicitate, domnul Anghelescu, vorbim și despre cum ar trebui să arate totuși o clasă politică normală la Buzău. Evident, mulată și pe problematica centrală, că de acolo vine de multe ori tonul, deși am văzut de-a lungul anilor că liderii despre care vorbim tot de ani de zile și de nopți, ei se descurcă aici pe planurile mioritice. Păi, domnul, sunt bună ca popa mitică. Haideți să o luăm așa. Domnul Cezar Preda, lider național, ani de zile vicepreședinte la nivel național a unui partid aflat la guvernare. Spuneți-mi dumneavoastră, starea sistemului de sănătate pe județul Buzău, cu ce a fost influențată în bine sau cum a fost ea rezolvată, cârpită, bunătățită de domnul Cezar Preda? Au fost la guvernare o perioadă destul de lungă de timp, da? Adică 4 ani de zile au fost la guvernare, ca să nu zic 6 și pe vremea Alianței, da. Nu? Pe vremea aia, domnul Cezar Preda era vicepreședinte național, deci cu putere, cu alonjă, cu forță, cu director, cu prieteni, miniștri și așa mai departe. Da? Haideți să luăm PNL-ul. Domnul Băgiu, în campanie electorală, cred că pe la mesele astea veneau tot felul de miniștri, secretari de stat, prietenii domniei sale, care l-ajutau și l-au ajutat să devină președinte de Consiliul Județean. Da? Deci forță, mușchi și așa mai departe. Nu? PSD-ul e la putere la Buzău de când s-a înființat, de când se știe. Adică nu putem să disociem, să spunem, dom'le, PSD-ul nu știe de maternitate, nu știe de sistemul de sănătate, pentru că au fost ale PNL-ului, ale PDL-ului. Au fost singurii care, putere, da. Singurii care nu pot să se laude cu ghilimele cu chestia asta sunt UDPR-ul, că așa am uitat de PPD, de domne. Oleu, da, domnul, ia uite, extra. Dar de oare de ce? Nu se poate așa ceva. Au rămas PPD mulți în Parlament. Eduard Dumitrașe, ați auzit? Da, era o întrebare retorică, da, unde este secretar de stat, da, domnul, da, da. Eduard Dumitrașcu? Da, da, da. Cum, domnule, la domnul Teodorovici, pe care... Bine, e foarte bine că aceste cadre tinere, cum sunt Eduard Dumitrașcu, la secretar de stat la MCSI, din câte, nu? La MCSI? Pe la fonduri europene, înțeleg. Așa. Oricum, undeva într-un minister pe care domnișoara l-a creat. Domnișoara Ionela Dobrică, subsecretar de stat, da? Niște cadre tinere care au o deschidere foarte mare, o alonjă foarte mare și, din câte am înțeles, fonduri europene la Buzău gârlă, oamenii trăiesc bine, o să trăiască și mai bine, iar maternitatea se va redeschide mâine, da, dimineață. Da, sau nu, în pauza de publicitate. În pauza de publicitate. Pe care o luăm acum, domnul Anghelescu, și după care revenim ca să... Vă și arătăm momentul tăierii panglicii de la maternitate. Revenim imediat. Bun, am revenit a doua parte a emisiunii noastre. Îl avem ca invitat pe domnul Horațiu Anghelescu, președinte al Asociației Pro-Democrația. N-am reușit să găsim acea panglică, nu? Tricoloră, să inaugurăm maternitatea. Dar ne-au sunat cetățenii din Vadul Pașii și au zis că se bucură că în vară vor trece peste un pod nou cu mașina, vor merge cu soțiile la care, maternitatea nouă. Care vară? Vara aia în care va fi cald? În vară? Sau în vara în care va fi altfel decât iarna? Domne, oamenii din Vadul Pașii au zis, domne, mulțumim. Asta cu Vadul Pașii, domne, e după vremea lui domnul Cezar Preda. Da, exact. Deci și atât de încântați, domne, că se va face podul de la Vadul Pașii, adică vor trece cu mașinuța să meargă către o nouă maternitate ce va fi inaugurată, să nască și acolo soțiile lor. Le mulțumim și noi pe această cale că sunt optimiști, alături de noi și optimiști și că se bucură și noi ne bucurăm de bucuria lor. Împreună cu cei care au promis toate aceste lucruri, domnul Anghelescu, lucrurile care ne-am săturat să tot auzim. Deci să inaugurează într-o veselie. Nu ne-am săturat, domnule. Nu, aici vă condamnă. Nu ne-am să inaugurează aproape mereu câte ceva, dar nu funcționează nimic, domnule. Haideți să continuăm discuția pe care am avut-o în pauză. Bun. Dar, domnule, vor veni alte alegeri. Da. Păi și până atunci ce facem? Păi dumneavoastră ce credeți? 2006. Că, da, domnule, la următoarele alegeri vor veni aceleași personaje care ne vor promite maternitatea,
Doamne, dacă de la patru pași. Să fie cineva în 2016, o să deschidem maternitatea. Domnule, o să vedeți. Incredibil asta. O să vedeți, domnule. Da. O să bun, vedeți. Așa, și vor veni și vor spune aceleași... Domnule, eu vă spun așa. Cu certitudine, va veni domnul Cezar Preda candidat în 2016, adică la anul de 2016, domnule. Era să zic, a zis că nu mai candidează, dar să răzgândește. Așa. Nu mai candidează, nu, da, dar nu... Poate Buzău, domnule, fără domnia sa, nu se poate. Ce vreți să... Există întotdeauna acord. Vreți să nu se mai facă podul de la Vadul Pașii? Ia spuneți, vreți? Ar fi și culmea. Da. Eu am fost martor al primei promisiuni extraordinare. Deci era domnul Berceanu așa... Pa! Nu, deci da. Când zicea domnul Berceanu de podul ăla... Gemeau aia cu Q7. Domnule, aveau impresia, oamenii erau așa cu gurile căscate și mâine mergem pe un pod nou deja. Domnule, când zicea domnul Berceanu, gemeau aia cu Q7. Deci și domnul Preda era în spate, așa pe acolo. Pe care, promisiune de... Bun, și vin cei care ne promit. Și noi ce facem? Adică noi ca cetățeni. Păi domnule, eu vă garantez că dacă domnul Adrian Mocanu va deveni candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Buzău, da? Asta înseamnă alegeri din 2016, domnia sa va inaugura maternitatea. Eu vă promit chestia asta. Când a inaugurat-o tatăl dânsului? Nu, domnule, o va inaugura de adevăratele de data asta. Bune de data asta. Deci pe bune funcțională. Dar pe ce vă bazați această afirmație, domnule? Păi domnule, dacă omul promite ceva, sunt convins că... se va ține de cuvânt. Păi au promis și alții, adică de ce... Asta nu mai dezglopăm morții. Bine, deci nu mai intrăm în detalii. Nu mai dezglopăm morții. Am înțeles, acum, nu mai intrăm haideți să facem o regulă. Vreți bun. Să dezglopăm morții? Și dacă este Cezar Preda, stați așa. Domnule, dacă este Cezar Preda, va face podul de la Vadul Pașii în mandatul... În perioada de campanie electorală sau cum? Nu, atunci va promite, dar va face mandatul domniei sale. Am înțeles. Bun, dar să-i alegem pe amândoi deodată, ca să facă și podul și maternitatea. Eu zic să alegem nu deodată, ci consecutiv, așa. Să, da, să fie... Că dacă îi alegem pe amândoi deodată... Da, nu merge. Sunt, da, bun, da, domnul Anghelescu, până în 2016 când vor fi alegerile alea locale... Ce facem până atunci, să mă întrebați? Da, mai avem un an de traversat. Păi, domnule, eu cred că vom fi atenți că prețul la carburant scade. Pa, deci... Da? Veselie mare. Ne vom bucura când va da colțul ierbii și va ieși loboda, ștevia, ridichile, ceapa verde și așa mai departe. La vară sper să mergem în vacanță, nu? Iar la toamnă vom culege struguri. Deci iată cum a trecut un an și ne vom trezi aproape de Revelionul din 2015. Bun, și... Oamenii politici ce vor face? Vor culege și ei ghiocei? Domne, oamenii politici vor continua să ne promită autostrăzi, autostrada Moldova, vă ziceam, da? Autostrada suspendată și autostrada de Buzău, nu? Aia lui domnul Todorovici cum era? Era Ploiești-Buzău-Focșani. Ploiești-Buzău-Focșani. Da. Care nu mai e master planul ăsta propus. Va face juncțiune cu autostrada Moldova a lui domnul Mitrea. Făcută și aia. Făcută și aia, da. Și probabil că vor face așa o curbă și se va va cupla cu autostrada suspendată al domnului Oprescu. Domnul Anghelescu, nu știu dacă ați fost atent astăzi la știri. Am dat un material destul de amplu prin care precizam că directorii instituțiilor subordonate primăriei au decis să aibă o deschidere față de cetățean și o așa o larghețe în atitudine. Directoria de care spuneați anul trecut i-ați dat cu salariile alea. Da, 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 au zis domne, nu e, acum adică sunt hai deschiși. Să da, avem un salariu atât de mare totuși, haide să-l merităm. Și nu neapărat în ordinea priorităților, nu vrem să discriminăm pe nimeni, să nu se simtă cineva pe ultimul loc sau să simtă bine pe primul loc, și pe domnul Tescaru. Deci domnul Tescaru înțeleg că a promis că până la jumătatea anului o să schimbe toate țevile și nu o să mai existe nicio reclamație în legătură cu apa murdară. Că nu o să se mai scumpească tariful la apă și canal. Care țev? De la dânsul de acasă? De unde? Stai, domnule, așa, acum nu știu. Schimbă țevile. Să fie de nuanță, nu știu. Așa. Că nu o să mai fie cetățeni nemulțumiți, că își murdăresc și anume în mașina de spălat rufele.
Pentru că habar n-au. Păi că... să pună bariel din ăla, domne, cu club. Să și dacă se va întâmpla, despăgubirile vor fi de 100 de ori valoarea. Deci ai o cămașă, știți, ca în reclamele alea. Cămașa albă, dacă se face neagră, de 100 de ori o plătește compania, deci de apă. Dă domnul Tescaru despăgubirile astea. Bun, vai, domnul Tescaru. Tot în materialul ăsta... Trebuie să-mi aduc și eu soția, domne, să trieze cămășile, să... că domnul Tescaru păi e da. Cu mâna pe portofel. Păi să facă intenționat, adică... Bun, domnul Burada a zis, domne, asfaltări ca în 2015 nu o să vedeți ca, la noi în Buzău nicăieri. Da, înțelegeți-mă să înțeleg, deci, domnul Burada asfaltea sau domnul Dobrică? Eu știam că domnul Dobrică e regele. Domne, a vorbit cu domnul Dobrică. Cel care... Am înțeles. Și domnul Burada cel care este sub-antreprenorul Dobrică. Dobrică. Așa. Am înțeles. Și au zis, domne, mesajul e dat de poetul local, totuși, domnul Burada. Am înțeles. Domne, o să vedeți asfaltări, brici, ce? Plombe, plombe perfecte, nu de alea așa, aiurea și... Nu care au perioadă de cu șurub. Da, plombe valabilitate perfecte, 3 zile, știți, așa, mănânci un măr și gata, să strică și aia, plomba. Așa, păi, cine mai e? Burada, Tescaru și cine mai era Mihaiță Mătelea nostru pe promisiunea astea pe 2015? Transbusul. A zis, băi, deci Maxi Taxi, proprietarii de Maxi Taxi o să moară de ciudă. Dumnezeu, că vorbit, vor veni niște autobuze din astea vorbit, suspendate. Ați vorbit cu domnul Romeo Lungu? Vezi că e consiliul de administrație. Romeo Lungu? Da. Păi Romeo Lungu a zis că nu, poate că se duce la deputație. În locul lui domnul Scutaru. N-aduce, domne... Se pregătește pentru Champions League, domnul Romeo Lungu. Dom'le, stați un pic, că până atunci e cu autobuzele suspendate, domne. Cum? Păi o ratează pe asta? Bun, dar de ce? Stați așa, că nu mă, aici nu... Dar nu e în Consiliul de Administrație la Transbus? A, dar nu, stați, vorbiți de Romeo Lungu, care nu știe câte autobuze sunt, da, domne, în municipiul Buzău, știe, da. Ca membru în Consiliul de Administrație, da, la Transbus. Da. Păi de asta mi-a zis credibil, adică mi-a zis de transbus, mi-a zis de autobuze de... suspendate și atunci pac, mi-am adus aminte de... Nu, cred că știe pe Valea Buzăului câte autobuze sunt pe traseul ăla, pentru că acolo vrea să candideze în locul domnului Scutaru. Îi dau o veste proastă, să știți că am înțeles că va apărea un candidat care îl va bate de... Unul liberal. Dom'le, nu știu, liberal sau nu, sau neoliberal... Da, am înțeles că s-a cam terminat cu aranjamentele și big problem pentru domnul Romeo Lungu. Să știți, da. Eu așa m-au zis, că degeaba încearcă el. Că... Dar se pregătește. E... Bine, se pregătește. Că a fost arbitru, se pregătește, deci, și fizic. Dinamo se pregătește pentru Champions League de vreo 20 de ani. Înțelegeți? Deci asta cu pregătirea... Pare că este list, domnul Romeo. Domnule, treabă bună asta cu pregătirea, să știți. Da, se antrenează. Da. Și doamna Ionela Dobrică s-a pregătit pentru Parlament. Mai sunt, adică chestia asta cu pregătirile e bună. Rămâi cu ceva din ele. Rămâi cu experiență. Bun. Să știți. Să nu uităm ramul. Promisiunea este că până în primăvară ne taie... Se va desfința. Nu, domne, ne taie căldura. De ce? Păi, pentru domne, că vin ghiocei. Vin ghiocei, se încălzește afară, domne. Da. Da, ne va furniza și căldură în suflete. Deci, de să oricum... știți că pe domnul Tacea chiar îl cred, domne. Deci e în stare să, în aprilie, să închidă robinetul, să zică gata, descurcați-vă. Da. Bun, deci... Nu, că e o problemă și asta, ar fi grav, că au fost situații înainte ca domnul Tacea să fie director, cred că era chiar domnul Tescaru, dacă nu mă înșel, când... Când aveam căldură, afară erau, da, 20 de grade, da, și aveau 30 de grade și caloriferele. Iar portofelele noastre erau domnul Scutaru, domnul Tescaru. Doamne, da. Nu știu, mă pomenește domnul Scutaru, domnule. Aveți microfoane pe aici ceva? Aveți, avem, da, și microfoane în afară de la valierele astea, avem altele. Domnul Tescaru știe despre ce vorbim. Da, știe domnul Tescaru. Dar eu v-am zis datele astea, adică să credem în vorbele astea totuși, adică... Pe cum să nu credem, domnul Mihaiță? Credem și nu cercetăm, nu? Cum să nu credem? Nu, pentru că eu am impresia că cetățenii orașului au crezut atâția ani de zile în lucrurile astea. Domnule, chiar dacă atâția ani de zile au curs atâta timp, domnule, metri cubi mulți de apă murdară, domnule, și multe timp, alte lucruri. Domnule, atâta timp, da, cât nu ne săturăm de acești scamatori în mare parte. Deci e un termen, să știți, moale, așa. Blând, da.
nu aveam altă rimă. Deci atâta timp cât oamenii nu s-au săturat, înseamnă că ne merităm soarta. Revenind la lucruri serioase. Se va supăra domnul director Liviu Mocanu. Deci îmi cer mii O, de scuze. Mihai, să îl aveți pregătește indirect? materialul de ieri, cum adună, pardon, cum împrăștie gunoiul rar ecologic, nu îl adună. Da. Și când ăla e gata să-mi spui. Deci să nu se supere domnul Liviu Mocanu, care a precizat că e un preț rezonabil al doilea pe țară la orașe, Dar are un master plan, anul nu? trecut. N-are un master plan cu Eu inaugurat gunoiul, nu? o nouă stație de sortare și reciclare, ceea ce este foarte bine pentru dezvoltarea orașului din punct de vedere ecologic, Mai trebuie să-i scoată pe însă băieții până să cu ajungem, mătura, să ridice praful. domne, până să ajungem la stația aia de sortare și de așa, se întâmplă niște treburi prin orașul ăsta pe aici. Adică cum se colectează, cum se transportă. Dom'le, colectează și oamenii cum pot, mă, nu mai fiți rău așa. Dar nu, domne, eu Dom'le, sunt. până la urmă, na, dar de ce trebuie să fie curat? Ce, e obligatoriu? Bun. Bine, atunci să le recomandăm celor de la RER. Noi eram zis că e ceva anormal. Să facă așa cum s-a întâmplat zilele trecute și cum o să vedem în materialul următor. Cât are? E mult? Mai avem timp? Cât? A, e bine, 1 minut jumate. Într-un minut jumate, iată, să le recomandăm să facă la fel în continuare, da? Haideți să vedem materialul. Imaginile au fost surprinse în cursul zilei de ieri de un buzoian pe șoseaua Brăilei, la ieșire din municipiul Buzău, pe drumul care duce chiar la groapa de gunoi de la Gălbinaș. Bărbatul, deranjat de modul cum ambalajele din mașina de gunoi, ce aparține societății RER Ecologic Service, ajung pe parbrizul mașinilor și pe asfalt, a decis să filmeze această scenă. În imagini se observă cum cartoane, pungi și alte materiale plastice zboară efectiv din auto special RER, care ar fi trebuit să le transporte în condiții normale către zona de depozitare. Buzoianul a postat filmulețul pe cea mai cunoscută rețea de socializare, stârnind mai multe reacții din partea utilizatorilor rețelei, nemulțumiți la rândul lor de modul cum această firmă se ocupă de curățenia din oraș. Așadar, avem de-a face cu încă un exemplu despre cum firma care deține monopolul salubrizării în orașul Buzău înțelege să-și facă datoria față de cei care plătesc serviciile de ecologizare. Reamintim și cu această ocazie faptul că RER Ecologic Service este în top 3 pe țară la prețul serviciilor de salubrizare. Tariful de 9 lei pe persoană nu este însă reflectat în calitatea activității prestate de această societate. În ciuda nemulțumirii cetățenilor, directorul firmei Liviu Mocanu a afirmat în repetate rânduri că nu consideră prețul practicat ca fiind unul mare. Pentru persoane 9 lei, da. Nu e un preț foarte mare, pot să vă pun la dispoziție și prețurile din alte orașe, suntem undeva la mijloc. Da. Domnule, câte bile fi în și din. primul rând, deci telespectatorul nostru trebuie premiat, trebuie să-l aduceți aici, să vă invitați la o emisiune, să-i dați Să o ne cafea, povestească un ceai, aventura, da, domnule. deci Adică. e senzațional materialul. Da. Doi, cred că domnul Liviu Mocanu merită o bilă. Domnule, cred că pedeapsa pe care, mă rog, contractorul, adică primăria municipiului Buzău, trebuie să-i dea domnul Mocanu, e să-l pună să adune, Ei, domnule, așa, hârtiile. da. Deci eu asta. Asta ați face Domnule, dumneavoastră. asta aș face. Eu Da. l-aș. Aici, domnul Mocanu, uite, domnule, ce s-a întâmplat. Nu, nicio. Domnule, ca să Se mai înțelegi, întâmplă, ca da. să înțelegi cum stau lucrurile exact, să nu cumva să ai vreun dubiu. Domnule, uite, noi îți dăm saci, da? Galben. Galben, ia matale o pereche de mănuși, domnul Mocanu, și adună, domnule, hârtiile și gunoaiele, domnule, cu mâna. Nu, să adune, să Campanie. vadă cum, să meargă în spatele mașinii, să le adune, domnule, să vadă cum este. Și atunci domnul Mocanu va prețui cu siguranță, da? Cu siguranță cetățenii care plătesc prețul ăla derizoriu, domnule, de 9 lei Da, e pe doar cap 9 lei. de Da, e doar 9 lei. da? Eu, Care nu e un preț prea mare, că vorba aia, nu? Ce? Noi Serviciile sunt. putem și mai mult, și Dar noi am 20 de fost lei. așa, adică am zis noi. Ne-a făcut un serviciu, domne. Păi exact așa este și Deci ideea asta, pe care o cred. asta trebuie făcut, domne, și chiar sugerez instituției care și are sediul la Palatul Comunal să
Îl premieze pe domnul Mocanu cu chestia asta, domnule. Nu se poate așa ceva, adică asta e... Deci, domnul Anghelescu, avem o veste tristă. Între încă o veste tristă? Încă o veste tristă. Deci, urmare a acestei grozăvii. Eu cred că deja este emisă factura de curățenie pe zona respectivă, pe șoseaua Brăile. Domnule, pe șoseaua Brăile avem un deviz de lucrări. A apărut din nea niște mizeri. Domnule, niște nesimțiți, domnule, care... Domne, nu se poate așa cu cetățeanul ăsta simplu de rând, arâncă punși din aia după acolo, adică, da. Înțelegeți dumneavoastră, adică dacă nu, n-a văzut nimic. Nu m-ar mira că vorba aia. Păi dar cine le adună pe alea, domnul Anghelescu? Am înțeles sugestia dumneavoastră care este absolut pertinentă, domne. Adică așa, domne, și foarte bine, cum e piedone, domne, dacă greșești de ceva să o duci el, bate pe unul în piept, merge în sectorul ăla lui, acolo face curățenie peste tot. Așa și aici ar fi trebuit. Dar nu e așa, vin niște măturători pe acolo, sesizează cantitatea luată și taie factură reală către primărie, Serviciul de Ecologizare Publică. Despre ce vorbim, tot noi plătim, adică. Da, domnule, predicțiile pentru anul 2015 sunt... Cam ca în imaginile astea, nu? Ne împrăștiem. Cum discutam și înainte de emisiune și în pauză, că vor fi schimbări majore în societatea românească. Oamenii se pare că, în sfârșit, s-au săturat. Da? Așa că îi anunț pe dragii noștri oameni politici, pe dragii noștri conducători de instituții puternice, compania de apă, RER și așa mai departe, instituții care facturează și încasează mulți bani de la cetățeni, că vor fi în acest an, dar și în anul următor, schimbări majore și mă îndoiesc că vor mai putea să se mai ascundă, să se mai ascundă după vreo unul sau după vreo altul. Da, suntem la finalul emisiunii, domnul Anghelescu. V-aș fi întrebat, dar nu... Și dacă puteți anticipa, domne, ce ar trebui să tot întâmple? Tot aia cu pregătirea, cu Champions League-ul? Asta vreți să mă întrebați? Dacă va câștiga Romeo lungul colegiul de deputat? Știu, depinde. Dumneavoastră știți care e candidatul ălălalt. Bine, și noi știm. Să vorbește despre domnul Bădulescu, acum, dacă știți de alt, un al treilea. Da, orice e posibil, să știți, nu? Orice e posibil. Eu o sfătuiesc pe domnul Romeo Lungu să pregătească, domnule. Să se pregătească mai bine. Lupta e grea. Da. Lupta e grea. Zona aia a fost a liberalilor, Valea Buzăului, de mulți ani. Da, mă rog. Se poate să aibă o speranță. Vor fi schimbări puternice, o să vedeți. Asta e o amenințare. Nu, pentru domnul Lungu, adică predicție. Se gândește acum face calcule. Nu poți să-l amenințe, n-ați văzut ce om solid e, ce înalt ca bradul, n-ați văzut cum e? Da, e să menține. Bun, vreau să vă întreb dacă preconizați așa vreun eveniment să politic. Să candidez, cred că asta vreau să mă întreb. Dumneavoastră să candidați? Da, e posibil să mă înscriu într-o cursă. De ce nu? Ați fost în politică? Da. Păi nu asta vreau să mă întrebați? Sincer, nu. Dacă vedeți pe altcineva, s-a vreo surpriză. Uite, mai a reapărut tânărul Ciprian Nene pe lângă PNL, pe acolo. A Ciprian Nene, mi-aduc aminte, era viitorul primar de Buzău. Viitorul primar de candidat al PDL. Așa se prezenta de... viitorul primar. Da, da, da. Așa îl prezenta domnul Preda. Cum l-a prezentat și pe Sebastian Radu, cum a prezentat mai mulți, nu prenda și după aia... L-au crezut toți, nu? Băi, ia dă-te mă la o parte de aici. Da. Da. Mă gândesc așa, ca mișcare anticipat și ceva important pe scena politică din Buzău. Am vorbit de Cristi Bugiu foarte mult. Dacă revine din arest oricum... Am vorbit de Cristi Bugiu? Nu în seara asta, zic anul trecut, da? Ca și... previziune, nu? Dacă iese oricum e ratat politic. Domnule, are o carieră politică încheiată. Încheiată, da. Acum, indiferent, dar ceva mișcări. Deci indiferent ce spun unii sau ce spun alții, domnul Cristi Bugiu, nu știu, până la proba, acum discutăm absolut serios. Da. Până la proba contrarie care să-i dovedească vinovăția, este în arest, da?
Este un arest cu niște acuzații foarte grave. A fost dat afară din PSD direct de la București de către președintele PSD Victor Ponta. Eu nu cred că PNL-ul va mai primi înapoi, poate un EPR-ul sau cine, dar nu așa ceva. Deci eu cred că această carieră politică, publică, administrativă a domnului Bugiu este încheiată, chiar dacă previne, să zicem, peste 2-3 săptămâni. E terminată toată treaba. Nu cred că își mai permite cineva să-l mai pună pe vreo listă într-o poziție eligibilă. Cu milioane de dolari, de euro, de mai știu ce monedă, ieni și așa mai departe. Deci asta e o chestie închisă. A, pot fi nuanțe de genul, domne, e băiat bun, nu știu ce, e prietenul nostru, nu e chiar un om rău, n-a făcut rău la nimeni. Mă rog, într-adevăr, să zicem că s-a asfaltat foarte scump în Buzău, s-a dezăpezit și mai scump, dar până la urmă n-a omorât pe nimeni, știți? Dar cam atât, altceva nu se poate spune. Bun, oricum, din acest punct de vedere, liderii rămân cam aceiași, nu există Deocamdată. Da, adică Preda cu Romanescu nu văd să nu fie un tandem în continuare. Preda și Romanescu sunt interimari, dumneavoastră, sunt niște oameni interimari. Cine, vedeți pe cine, altcineva care să aibă nu curaj? Nu se știe, să, nu se știe, mă rog, nu se știe niciodată. Dumneavoastră. Latura penelistă e mai, dumneavoastră, uitați-vă, e mai mișcătoare așa. Dumneavoastră, uitați-vă cum a ajuns Alina Gorghiu președinte PNL. Da? Deci, cu o seară înainte nu era candidat, era candidat Ludovic Orban. Majoritatea parlamentarilor liberali i-au promis susținere lui Ludovic Orban. A apărut Klaus Iohannis pe un post de televiziune și a zis: eu susțin Alina Gorghiu, care nici nu era candidat. Iar în 24 de ore situația s-a inversat, Alina Gorghiu a câștigat alegerile în PNL. Înțelegeți? În PNL, care este viitorul principal posibil partid de guvernământ, înțelegeți? Adică, din păcate înțeleg. Adică în România lucrurile se desfășoară la maniera asta. Klaus Iohannis, care e președinte de ales de pe 16 noiembrie, are o lunișoară. Și în funcție de nicio lună. N-are o lună de când e, nu, de când a fost ales, de când a fost ales are aproape lunișoară. Are o lună de când a fost ales, da. Deci despre asta vorbim, nu? Deci în România e posibil, încă e posibil să se întâmple lucruri din astea, care după părerea mea, nu știu, în America a venit Victoria Nuland astăzi la București. Nu cred că se poate gândi cineva la asemenea traiectorii politice, ca să zic așa, înțelegeți? Asta vă zic, că în România eu cred că astăzi orice e posibil. Totul e posibil. Înțelegeți? Deci e posibil să apară o forță politică peste noapte și nu mă refer la PMP, la UNPR și așa mai departe, care să radă tot. Înțelegeți? Să radă tot, adică să fie istorie. Cezar Preda, Cristi Băgiu, Sutaru, etc. Domnul Anghelescu, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru analiza. Cu multă plăcere. Făcută. Și o să ne întâlnim data viitoare și o să mai adunăm niște gunoaie împrăștiate de alții prin oraș pe aici. Nu, domnule, adună domnul... Tot noi trebuie să fim cu spiritul civic. Tescarul, domnule, nu. Nu putem, domnule. Da. Bun, încă o dată vă mulțumesc, domnul Anghelescu. Le mulțumim celor care au urmărit această emisiune. Mult succes în continuare, dragi directori și directorași, la întocmirea strategiei, dar aveți grijă de la cine luați sticlele de whisky sau de cutiile, așa că ați văzut ce se poate întâmpla. O seară bună, la revedere!